O femeie în vârstă de 67 de ani a ajuns la spitalul din gura humorului după ce a căzut în autocarul cu care se deplasa. Incidentul s-a petrecut miercuri în jurul orei 10, când autobuzul care efectuează cursa regulată Botoșani Cluj poca a ajuns în gura humorului. Pe bulevardul Bucovina din orașul Gura Humorului, în apropierea intersecției semaforizate cu strada Vasile Alexandrii, șoferul autocarului în vârstă de 65 de ani a frânat pentru reducerea vitezei în moment în care pasagera în vârstă de 67 de ani a căzut pe culoar între scaunele autobuzului lovindu-se în zona spate. La fața locului a intervenit un echipaj smurt care a preluat-o pe femeia în vârstă de 67 de ani și a transportat-o la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Femeia a fost diagnosticată cu o contuzie de coloană lombară fiind externată. Polițiștii l-au verificat cu etirotestul pe șoferul autocarului în vârstă de 65 de ani, alcoolemia fiind zero. Autoritățile au stabilit că vinovată de producerea evenimentului rutier se face femeia care nu a respectat obligația pasagerilor de a sta așezați și de a purta centura de siguranță în timpul mersului până la oprirea autocarului în stație.